Beijingul trimite noi soli de pace către Washington. E vorba despre doi urși panda care vor ajunge curând în capitala Statelor Unite. Fac parte dintr-un acord de împrumut valabil până în 2034. China folosește așa numita diplomație panda, prin care trimite animale rare în țările considerate prietene. Grădina zoologică națională din Washington va fi casa celor doi panda. Anunțul vine la circa o jumătate de an după ce aceasta a repatriat alți trei urși din această specie. Același lucru s-a întâmplat și la alte parcuri zoo, deoarece acordurile de împrumut au expirat în timpul tensiunilor diplomatice dintre Statele Unite și China. So as to deepen the friendly ties between our two peoples. Today I'm very glad to share with you some good news. Bao Li and Qing Bao, our new envoys of friendship, will soon fly over the Pacific and join the big family of the National Zoo. Beijingul a oferit prima pereche de panda grădinii zoologice din Washington în 1972. Urșii au fost îngrijiți și studiați împreună cu specialiștii de la Institutul de Biologie Smithsonian. We're getting two young pandas. They're currently both 2 years old. Their names are Bao Li and Qing Bao. So Bao Li is the male that we will be receiving. He is actually a descendant of the Meishan Tian Tian family, and Qing Bao will be the female that will be joining him. And hopefully in the future they will be breeding and having cubs here as well. Aceste animale venite din Asia au devenit în timp foarte îndrăgite de americani. I'm excited because like I saw it somewhere that pandas were like an endangered species, so like if they're coming back that means they're like getting more popular. We enjoyed seeing the pandas while they were here, and I have a new generation that wanted to see the pandas because we have a love for all things furry. Comercianții din zonă sunt la fel de entuziaști și spun că nu au renunțat niciodată la tricourile cu panda, la figurinele de pluș și la dulciurile care înfățișează aceste animale. Ursul panda gigant este considerat un simbol al Chinei. Este pe cale de dispariție și de aceea țara asiatică, dar și alte state din lume, au programe de protejare și de înmulțire a ursului panda.